Arte vizuale și abilități practice. Autor, Florentina Vârtosu Toma, expert RED în educație tehnologică. Globuleț, clasa 1. Această resursă vizează competența specifică 2-3 din programa școlară, și anume, realizarea de obiecte, construcții, folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. Iată care sunt materialele necesare. Două hârtii colorate A4 cu sclipici, creion, foarfecă, lipit solid, șnur și două mărgenuțe mari. Acest globuleț se realizează prin tehnici de lucru combinate. Iată care sunt etapele de lucru. 1. Trasarea cercurilor pe hârtie cu ajutorul unui șablon rotund. 2. Decuparea după contur cu ajutorul foarfecii. 3. Plierea. 4. Asamblarea tridimensională prin lipire. Desenează 12 cercuri cu ajutorul unei forme rotunde pe cele două coli de hârtie. Decupează cele 12 cercuri cu ajutorul foarfecii. Pliază cerculețele la mijloc ca în imaginea alăturată. Asamblarea tridimensională se face prin lipirea tuturor semicercurilor suprapuse, unul peste altul, ca în imaginea următoare. Pe fața necolorată a fiecărui semicerc dăm cu lipiri și suprapunem un alt semicerc de altă culoare și continuăm astfel până lipim toate semicercurile între ele. Apoi vom obține o sferă. Atașarea șnurului se face astfel. Îndoim șnurul și inserăm cele două mărgele ca în imagine. Apoi lipim șnurul în interiorul sferei și închidem sfera prin lipire. Felicitări! Ai reușit! Poți combina și alte culori preferate. Îți mulțumesc pentru atenție!